Salutare și bine v-am găsit pe canalul meu Everyday Life Figure. Astăzi vreau să vă prezint că am văzut că mulți dintre voi tot întreabă cum să ne pornim corect mașina iarna. Fie ea benzină, fie diesel. Nu există, cel puțin așa cred eu, termen de pornire corectă. Pentru că pornirea nu poți să o faci tu incorrectă. Electromotorul și restul sistemelor ale mașinii, ecu, injecție, debitmetru de aer și restul se ocupă de pornirea corectă a unei mașini. Pentru că nu poți să bași cheia în contact și să învârți așa să o pornești incorrect. Eventual, ce facem după ce pornim motorul mașinii? Ce facem? Băgăm cheia în contact, ca de obicei. Punem contactul și vedem că se aprinde, dacă vedeți, numai la astea noi se aprind foarte, foarte scurt semnul de la bujie. S-o stâns, ai dat la automat, o pornit, tot e în regulă, temperatura la mine e crescută, că am umblat cu ea, așa, și o lăsăm să meargă un minut, două minute la relantiu, cu condiția ca mașina să fie dreaptă, să nu fie așa în partea stângă, în dreapta, deci să nu fie înclinată foarte, foarte mult. De ce să nu fie mașina înclinată? În stânga, în dreapta, în față sau în spate? Pentru că pompa de ulei trage ulei din baie. Ea are un sorb care trage uleiul din baie. Și îl urcă sus, cu zineț, tachet, vibrochen, lagăre și așa mai departe. E, în procesul ăsta, dacă noi avem mașina foarte înclinată, ea în baia de ulei are un loc unde intră sorbul care îi are un guler mai înălțat, ca să zic așa, ca să poată să aibă tot timpul ulei. Dar dacă noi suntem și avem o înclinație foarte, foarte mare, acolo ea trage cât are în asta și după aia o să tragă foarte puțin ulei și mai mult aer. Când o tras foarte puțin ulei și mai mult aer, nu o să se uzeze imediat motorul să-l blochezi, numai dacă ești foarte înclinat, de o să fie extremă asta. Dar în timp apar uzuri la cuzineți, prima dată. Pentru că trage foarte puțin ulei, ea nu mai poate să facă presiune. Presiunea care e necesară pentru a oferi ungere pieselor în mișcare din motor. Și atunci, în câțiva ani, în 2-3 ani, o să apară bătăi la motor, o să ziceți că sunt injectoare, ticăituri, troncănituri, și până la urmă o să crepe motorul din cauza ungerii necorespunzătoare, ca să zic așa. Pentru că, na, poate unde ai casă, ai așa un pic de pantă în curte sau în lavale sau în dreaptă sau în stânga. Și asta duce la uzură prematură a motorului. În rest, după ce au stat 2-3 minute pornit, dacă vrei poți să-l lași mai mult, că să dezgheață geamurile, să desaburesc, că cum vine iarna. Deci nu-i problemă dacă e pe loc de... Că se înfundă EGR-ul, că se înfundă nu știu ce, alea povești. Da, se înfundă EGR-ul, într-adevăr, dar după foarte mult timp. Nu se înfundă EGR-ul că tu o să stai cu ea 2 minute pornit, 5 minute, până când se dezgheață geamurile și ăsta. Că tu, în secunda în care ai pornit, că este acum uleiuri multigrad, așa se numesc, când e frig, sunt subțiri și când îi cald, se îngroașă. Știu că e greu de crezut, dar scrie pe anumite uleiuri. Și nu o să se întâmple nimic dacă lași 5 minute să meargă la relantiu, nu se înfundă catalizatorul. Doar dacă mașina are anumite probleme. Injecția nu e făcută corect, turbina are, cum să zic, joc înăuntru un ax atât de mare încât permite să iasă uleiul pe lângă bucșele de cupru și așa mai departe. Dar sunt cazuri rare, așa că
după 5 minute puteți pleca ușor. Când apa ajunge la temperatura de lucru, majoritatea mașinilor, temperatura de lucru e 80-85 de grade. Nu mai aveți treabă. Puteți să accelerați peste 2000 de ture, deci fără nicio problemă. Nu-i problemă. Cam asta e o pornire corectă iarna. Nu pornim mașina, băgăm în viteză și blană. Știi, așa, gen, știi, schimb la 3000 de ture sau turez pe loc ca proasta și motorul e rece. Toate componentele motorului sunt reci. Sunt contractate. Contractarea componentelor a unui motor, cozinet, pistoane, semmeringuri, segment și așa mai departe, le au o mică toleranță din fabrică. Ei, când e mai frig afară, toleranța e un pic mai mare. Nu vă gândiți că acum, dacă e 0,2 microni, ea se face de un centimetru. Se face poate 0,4 microni. Și poate fi dăunătoare în timp, pentru că orice piesă este proiectată să lucre la o temperatură adecvată. Și la minus și la plus. Dar la minus este, trebuie avut mai multă grijă, că și fierul este mai casant și materialele și compozițiile și așa mai departe. Altfel e uzura mai mare. Uleiul aproape instant urcă în rampă sus. Deci nu trebuie să aștepți 10 minute ca să urce uleiul sus la cuzineșul ăsta. Când ai dat la automat, în timp ce motorul în secunda aia sau fracțiunea aia de secundă când dai la automat, pompa o și tras ulei. Într-adevăr, iarna urcă puțin mai greu, dar aia nu înseamnă că stă 2-3 minute fără ulei. Dacă doriți și alte videouri, alte explicații, alte astea și vă place ce fac, scrieți-mi în comentarii. Dacă se poate realiza video, realizăm, vorbim despre orice. Dați un share și un subscribe.